Salut, prieteni, eu mă numesc Ancea Cătălin și astăzi vă arăt ce lucrare fac eu în livada de lângă casă, și anume fac o stropeală la pomii fructiferi după ce au fost făcute tăierile cu copric, șamp, cu ulei, horticol și insecticid, mospilan. Mugurii sunt ușor deschiși, acireși. La păr sunt și mai porniți. Ia uitați, deci în această fază se poate da fără probleme. Și facem o stropeală, uitați, și la măr s-a deschis ușor. O îmbăiere, uitați, s-au deschis mugurașii. Facem o stropeală să reducem din boli și din dăunături. Trebuie să prindem o zi bună, o vreme frumoasă, să nu plouă și să nu bată vânt. Și o îmbăiere de jos până sus. Uitați! Ăsta e un păr. Și dăm roată. Să fie pulverizat. Deci cam așa trebuie să fie stropit. E tulpină frumos, pe coronament și bineînțeles pe toate părțile. Încă o problemă, nu uitați de protecție. Eu o să-mi pun și mănuși. N-am putut pune mănuși deoarece a trebuit să fac această mică filmare. Folosiți mască, folosiți ochelari și aveți grijă. Nu e de glumă cu substanțele chimice. Vă mulțumesc și vă doresc succes, Doamne ajută!